Iubite frate și iubite soră, iată Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ajutat ca să fim și astăzi în comuniune de rugăciune, în mod deosebit după catisma din saltire, am citit acatistul către preasfânta născătoare de Dumnezeu, povăzuitoarea copiilor și ocrutitoarea orfanilor, aducând i mulțumire și pentru icoana preasfintei Fecioare Maria, despre care v am mai vorbit, icoana Maicii Domnului, ocrutitoarea orfanilor și povăzuitoarea copiilor care se păstrează în biserica noastră ortodoxă română din orașul Ion Shopping, aici în regatul Suediei. Maica Domnului îi ocrotește și îi povățuiește pe copilaj. De aceea, tainic, i-am pomenit în mod deosebit pe și bolnavi, de pretutindeni, pe care îi pomenesc de mai multe săptămâni, însă în mod deosebit i-am pomenit pe copiii care au rămas orfani de mamă, acum recent, în mod deosebit pe micuții Tudor și Ioana. Ieri a murit mama Ioanei, iar alalt ieri a murit mama lui Tudor și au nevoie de întărire și de ocrotire și de rugăciunea noastră ca Maica Domnului să îi adopte și să îi aline și să îi întărească așa cum îi întărește și aline pe toți orfanii și copiii necăjiți de pe acest pământ despre Sfântul Ierarh Ansgar, despre care v-am promis că o să vă vorbesc astăzi. Ni se spune că și acesta de mic a rămas orfan de mamă, însă dorul de mamă l-a transformat în dragoste pentru Hristos. Sfântul Ansgar sau Oscar, al cărui nume se tâlcuiește Sulița lui Dumnezeu, era originar din Imperiul Franc. Și s-a născut în jurul anului mântuirii 801, și a pierdut mama foarte devreme, când avea doar 5 ani. O pierdere dramatică, fără îndoială, pentru copilul rămas orfan, de o mamă față de care era foarte atașat. Însă, așa cum v-am spus, pierderea mamei a devenit un mare câștig, căci Dumnezeu întotdeauna lucrează prin astfel de. Prilejuri în sufletul omului. Trebuie doar ca omul să fie deschis și să primească semnul de sus, care îi poate orienta întreaga viață. În timp ce dormea micuțul Ansgar, ni, 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 ne spune agiografi, cei care i-au consemnat viața, între care ucenicul său Rimbert, contemporan cu el. Deci, în timp ce dormea micuțul Asgar, care între timp fusese încredințat spre creștere și educație călugărilor din mănăstirea Corbie, așadar, în timp ce dormea micuțul orfan, a visat-o pe mama sa în rai, înconjurată de o ceată de fecioare care cântau prea frumos. Cuprins de o dulceață nepământeană, Ansgar simți că vrea să rămână pentru totdeauna în locașul acela luminos unde o regăsise pe mama sa pierdută. Una din fecioare, din, din ceata, cea bine credincioasă, i-a spus micuțului orfan că dacă se va ține departe de cele deșarte ale lumii, atunci va ajunge și el să intre într-o bucuria mamei sale visul a lăsat o urmă de neșters în sufletul copilului. Același îndemn îl dăm și micuților orfani de acum, Tudor și Ioana, care au avut mame bine credincioase, iubitoare de Hristos și care prin suferința lor, fiind bolnave, iată, Domnul s-a milostivit spre ele și cu siguranță le-a deschis porțile raiului. Și lor le spunem și celorlalți orfani că dacă se vor ține departe de cele stricăcioase, de cele deșarte ale lumii, atunci vor ajunge și ei să intre într-o bucuria raiului, acolo unde se veselesc mamele lor și unde îi ocrotesc, fiindcă dragostea de mamă nu cade niciodată. O mamă binecredincioasă îl însoțește pe copil în rugăciune neîncetat, aici și în ceruri. Și cu atât mai bine primite sunt rugăciunile mamei pe care le înalță înaintea Dumnezeului, jertfelnic, cel mai presus de ceruri, pentru copilașii care au rămas pe pământ. Este o certitudine, am, am văzut această minune. Însă, mai mult iubitoare, care îi acoperă pe toți orfanii, și care le călăuziște pe mame pretutindeni, este prea sfânta născătoare de Dumnezeu. Revenind la Sfântul Ansgar, iată durul de mamă, acest micuț care de mic a fost crescut în mănăstire, l-a transformat în dragoste pentru Hristos și ce rol important au mamele pentru copilor, chiar și după mutarea lor din această viață. Făcându-se pildă și minunare multora, Ansgar, fiind încurajat de mama sa și călăuzit în rugăciune de mama sa, începu foarte devreme să ducă o viață de rugăciune, o viață de post și nevoințe duhovnicești, iubind slujbele bisericii. Însă cu timpul hotărârea și anul din tâi au slăbit. Așa cum slăbește de multe ori elanul atâtor copii care cresc minunat și firesc în Hristos până la o vreme în biserica sa. Însă apar și ispitele. Ansgar împlinise 13 ani și parcă nu mai avea aceeași râvnă fierbinte în a sluji Domnului. Însă, pe când Ansgar avea 13 ani și nu era hotărât dacă va rămâne în mănăstire sau va pleca în lume, s-a întâmplat atunci să moară împăratul acelor timpuri, Carol cel Mare. Vestea sfârșitului acestui împărat care a dominat apusul, a fost atât de slăvit în această lume precum odinioară Alexandru Macedon. Așadar, vestea sfârșitului acestui împărat l-a impresionat profund pe adolescentul Ansgar, cu atât mai mult cu cât acesta îl văzuse în întreaga sa strălucire pământească când încă trăia, fiindcă monarhul poposea adeseori în călătorile sale, în lăcașurile de închinare și la mănăstirea unde se afla Ansgar. Gândul că moartea este capătul tuturor destinelor omenești și că toate măririle, toată puterea, toată strălucirea din această viață sunt doar deșertăciunea deșertăciunilor, i-a trezit lui Ansgar dragostea din tâi și dorul după singura fericire netrecătoare, viețuirea în Hristos. Nu doar că s-a reîntors cu râvnă la rugăciune și postire venindu-și într sine, ci a înmulțit nevoințele aspre pentru a dobândi harul cel dumnezeesc. După ce i-a prins iubirea de Dumnezeu, acesta a avut o viziune pe care el însuși a, 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 a relatat-o biografului său. Măreția a tot puternicului Dumnezeu mi-a fost revelată, spunea Ansgar, și pe când ne închinam și dădeam slavă, o voce dintre cele mai dulci, al cărui sunet se distingea față de toate celelalte, și care părea că umple întreaga lume, a venit dinspre această cerească măreție și mi-a spus, du-te și revină la mine, încununat cu cununa muceniciei. Biograful să notează că după ce a avut viziunea, Ansgar a trăit în permanentă trezvie și pregătire pentru martiriu, pentru a primi cununa muceniciei. Gândul asupra iminentului sfârșit l-a făcut pe Ansgar să accepte cele mai grele misiuni de evangelizare și să se înjuge bucuros la sarcini imposibil de îndeplinite omenește vorbind. Aceasta a fost de la Dumnezeu, căci omul său, iată, a avut parte de o altă mucenicie, de mucenicia cea albă despre care am vorbit și în duminica a cincea din post, referindu-mă la Sfânta Cuvioasă Maria Cipianca și la noi cei de astăzi care suntem chemați la această mucenicie, la mucenicia albă, la mucenicia pocăinței, la mucenicia mărturisirii neobosite a cuvântului vieții în cele mai grele împrejurări și adversități. Câte vreme a fost în mănăstirea Corbie, Sfântul Ansgar s-a făcut remarcat prin ascetismul său luminat, prin dragostea și slujirea cu înțelegere a sfintelor în datoriri pe care le avea acolo. În cele din urmă a depus și voturile monahale, astfel că atunci când starețul său, Vala, un nepot al împăratului Carol cel Mare, a întemeiat în anul 822 o nouă mănăstire în Vestfalia, în Ținuturile Germaniei, l-a chemat pe tânărul călugăr Ansgar pentru a întări misiunea creștină. Această nouă mănăstire, întemeiată în Vestfalia, avea rolul de a răspândi creștinismul în rândul unor triburi încă afectate de păgânism, cum erau și triburile vikinge din aceste ținuturi nordice. La doar 25 de ani, la Mănăstirea Noul Corbie din Ținuturile Germaniei, Sfântul Ansgar a fost ales de către toți membrii misiunii, drept supraveghetor al școlii monahale și predicator pentru cei din jur. În scurt timp a primit și darul preoției. Anii petrecuți în mijlocul germanilor au aprins și mai tare râvna lui Ansgar pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu neamurilor care nu-l primiseră sau care încă îl respingeau. Patru ani a petrecut omului Dumnezeu în Vesfalia, până când într-o bună zi a anului 826, aude că regele danez Harald Clack, regele cumpliților vikingi din Iutlanda, se încreștinase primind botezul la Mainz. Fiind oaspetele regelui Ludovic cel Pios, noul rege creștinat, noul rege danez creștinat, i-a cerut regelui Ludovic cel Pios care îl găzduia, propovăduitori și misionari creștini pentru a-i duce în regatul său. Printre cei câțiva aleși pentru a face misiune în Danemarca, s-a numărat și Ansgar, la care starețul său, Vala, se gândise tocmai datorită zelului său și experienței dobândite în Germania. Chemat la curtea regiului Ludovic cel Pios, unde se afla și regele danez cu suita sa, Ansgar răspunde cu mare bucurie chemării Arătând celor de față că însuși Mântuitorul îl îndemnase în viziunile pe care le avea să meargă, să propovăduiască evanghelia vikingilor. Pentru că Asgar, deși simțea un puternic impuls lăuntric de a urma aceste chemări, voia să se încredințeze că e voia lui Dumnezeu, iar nu doar un gând omenesc. El se ruga stăruitor Întrebându-l pe prea milostivul Dumnezeu, Doamne, care-i voi ata pentru mine? Iar Domnul i-a răspuns ferm: Mergi și propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu Neamurilor. Astfel, Ansgar a răspuns cu mare bucurie chemării de a merge și de a propovădui Evanghelia Vichincilor. În anul 826. Ansgar s-a stabilit în regatul regelui Harald Clack, în Danemarca, unde a întemeiat o școală pentru tineri, căutând astfel să formeze un nucleu de misionari autoctoni ai Evangheliei. O altă lucrare a omului lui Dumnezeu era de a răscumpăra sclavii răpiți de vichinci în incursiunile lor, fiindu-i de situația jalnică atâtor... Oameni nevinovați. Unii sclavi uh, au ajuns să fie jertfiți zeităților păgâne, fiindcă în păgânismul scandinav se aduceau și jertfe umane. Însă, misiunea Sfântului Ansgar era foarte dificilă în Danemarca, de vreme ce localnicii contestau, până și autoritatea regelui. În încercările sale de a creștina poporul. Potrivit cronicarilor vieții Sfântului Asgar, danezii sălbatici nu prea arătau interes pentru învățătura de pace a creștinismului. În cele din urmă, după doar doi ani, o rebeliune a izbucnit împotriva regelui Harald, iar misiunea creștină. Din Danemarca a fost blocată, pierzându-și susținerea regelui învins. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, râvna lui Asgar de a răspândi cuvântul vieții neamurilor sălbatice ale Nordului nu s-a irosit, ci și-a găsit un nou rost de această dată în Suedia. Împăratul Ludovic cel Pios fusese solicitat de trimiși ai Regelui suedez, ca să fie în creștinații supușii săi de către misionarii creștini. La sfatul acelui Așcuvios Vala, starețul mănăstirii din Corbie, regele Franc a decis să-l trimită pe Ansgar într-o misiune ce avea să dureze între anii 829-831. Apostolatul era foarte greu, mult mai greu chiar decât cel din Danemarca, fiindcă în vechea Suedie, unde domnea regele Bjorn, era un faimos și mare templu păgân, iar regele însuși, prin tradiția locală, pretindea că este urmaș al zeului Odin, cinstit de vichingi și regele îndeplinea și funcții sacerdotale păgânești. La fel și capii de familie și căpetinile locale aveau funcții sacerdotale păgânești, așadar păgânismul era puternic și amestecat cu viața și conducerea de zi cu zi acestor neamuri. Înainte de a pleca spre Suedia, Sfântul Asgar a rânduit misiunea din Danemarca pe cât se putea, lăsându pe monahul Giselma în locul său. Vrăjmașul mântuirii, însă, i-au prigonit pe oamenii lui Dumnezeu încă de la începutul noii misiunii în regatul suedez. Asgar și însoțitorii săi și cei din împreună cu ei au fost atacați pe drum de pirații vichinci și jefuiți, până și de odoarele liturgice au fost jefuiți. Au ajuns în cele din urmă în apropierea Stockholmului, la birca, și uh, Ansgar a început să se consulte cu regele Bjorn și cu căpetenile locale și în cele din urmă i s-a dat acordul să-și desfășoare activitatea misionară. Sfântul Ansgar s-a bucurat și de sprijin din partea episcopului Romei de atunci, Grigorie al IV-lea. Însă, în anul 831, Ansgar a fost numit arhiepiscop de Hamburg și Exar pentru neamurile Nordului. Pe atunci, prin osteneala jertfelnic a Sfântului Ansgar, în Hamburg a fost ridicată și o biserică și o mănăstire. Nici în Hamburg lucrurile nu aveau să fie foarte ușoare. În jurul anului 845, o armată de vikingi, conduși de regele Eric al Iutlandei, a cotropit Hamburgul și l-a trecut prin foc și sabie, distrugând și centrul episcopal. Toată osteneala Sfântului Ansgar părea din nou transformată în cenușă, însă, asemenea, dreptul lui Iov, ierarhul Ansgar, a rostit. Domnul a dat, Domnul a, a luat, fie numele Lui binecuvântat. Însă Dumnezeu a schimbat cugetul cumplitului rege Eric al Iutlandei, cel care a distrus Hamburgul, și aproape toate bisericile creștine din acele locuri și Eric l-a chemat iarăși pe Ansgar pentru a relua misiunea de evangelizare, misiunea creștină în ținuturile daneze. Ierarhul mărturisitor a ridicat o biserică creștină în acele locuri din Iutlanda și în cele din urmă a ajuns și la Birca, în locurile unde l-a propovăduit odinioară pe Mântuitorul Iisus Hristos din apropierea Stocolbului. Misiunea din Birca a fost înăbușită de o violentă răscoală a băștinașilor, care au distrus bisericuța clădită cu mari sacrificii și a martirizat micuța și fr fragila comunitate creștină. De atunci ne parvine și numele primului martir creștin de pe teritoriul Suediei, nepotul episcopului Simon, rânduit de ansgar la cârma noii comunități creștine, acest prim martir creștin de pe teritoriul Suediei se numea hard și era preot. Este prăznuit în calendarul ortodox, pe 4 februarie, fiind numit Sfântul Sfințit Mucenic Nithard, preotul. Primila lui Dumnezeu atunci, în anul 851, Sfântul Ansgar a găsit un alt ajutor de nădejde pe preotul pusnic Ardgar, care a revigorat și a condus misiunea din Suedia în următoarea decadă. Oare prin câte frământări lăuntrice trecea omului Dumnezeu? Iată om cu inima curată, cu râvnă fierbinte, care a dorit să se jărfească până la capăt pentru numele Mântuitorului Hristos și pentru aproapele, dar care a întâlnit numai împotriviri, iar orice clădea Sfântul Ansgar, vrăjmașul Năruia. Nu persecuțiile... Îl întristau pe Ansgar, așa cum relatează aghiografii, ci faptul că binele făcut era smuls de răpitori și nu prindea rădăcină. În acele vremuri de restriște, de mare mângâiere, au fost sfântului Ansgar cuvintele Părintului său duhovnicesc din Corbie, care a trecut la cele veșnice și care i s-a arătat în chip minunat, spunându-i în viziune, în vedenie dumnezească, fiule și frate, fiind credințat că tot ceea ce ne-am nevoit a face spre slava lui Dumnezeu va aduce cu ajutorul lui Hristos roadă. Este adânca mea încredințare că deși lucrarea pe care o facem pentru aceste neamuri întâmpină împotriviri și greutăți din pricina păcatelor noastre, nu va pieri și nici nu se va pierde, ci cu harul lui Dumnezeu va crește și va spori până când numele Domnului va fi făcut, cunoscut în toate colțurile lumii. Și așa a fost, însă mâine voi continua să vă mai spun câteva cuvinte, nu doar despre Sfântul Ansgar, ci și despre urmașii săi, Rimbert și unii, fiindcă toți trei sunt uh, supranumiți apostoli și luminători ai Nordului. Sunt uh, numiți cei trei luceferi care l-au arătat pe Hristos vikingilor, cei trei luceferi care uh, l-au vestit pe soarele cel neapus, pe soarele Hristos, bucuria și mântuirea sufletelor noastre. Pentru rugăciunile preasfinte nescătoare de Dumnezeu, pe care am chemat-o ajutor și acum, și pentru rugăciunile tuturor sfinților ocrotitori și pururi rugători pentru noi și ale Sfântului Cuvios Mucenic Zven de la Arboga, vindecătorul de bol și izbăvitorul de epidemii, ale Sfântului Erar Hansgar, și ale celor împreună cu El, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.